Deoarece n-am mai pescuit pe această locație, o să sondăm puțin apa, să vedem ce adâncime are, dacă sunt anumite praguri, anumite structuri, să ne facem o idee unde o să facem vadul de nada. Pentru asta o să folosim o montură foarte simplă, un marker, o biluță de cauciuc și un plumb cu vârtej. După cum observați, în momentul când montura atinge substratul, markerul va avea tendința să floteze. În momentul când noi vom elibera fir de pe mulinetă, el va urca sus până va deveni vizibil. Cât fir vom da noi drumul de pe mulinetă, atâta fir se va ridica către suprafață. Și astfel o să putem să aflăm adâncimea chiar exact, aș putea spune. Putem să facem chestia asta deoarece în zona asta este un curent moderat spre slab, aș putea spune. Pe o apă purgătoare nu mai putem să facem chestia asta, deoarece în moment ce markerul se ridică spre suprafață, o să fie luat de apă și să ne arate adâncimea apei în diagonale, ceea ce nu este ok. Pe astfel de ape mergem folosim markerul. Pe apele purgătoare putem folosi doar plumbul, să tatonăm substratul și eventual să facem o numărătoare aproximativă cât va duce din momentul când atinge pelicula apei până atinge substratul. Este mai complicat, dar trebuie făcută chestia asta. Haideți să vrem, o să lasem nu departe, deoarece vreau să pescuim, după cum vedeți în față, avem o insulă de iarbă, o grupare de vegetație. De obicei, peștii se adună la baza lor să culeagă hrana de acolo. Haideți să vedem, facem o lansare puțin mai pe lat, dar ce este vânt, după ce markerul atinge apa, e bine imediat să ține firul, să nu facă furtă. Așteptăm să atingă substratul. Întindem puțin firul. Deci nu știu că... Acum slăbim puțin frâna molinetei. Ținem la seta cât se poate de fix și începem să dăm, să tragem treptat de fir, de la galet până la primul inel. Aici avem o distanță de aproximativ 45 de cm. Deci, câte distanțe de fir vom trage, ori lungimea lor, va rezulta adâncimea. Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. După cum vedeți, markerul a apărut pelicula apei. Acolo avem 9,45 de centimetri. Deci, acolo se vadă, acolo unde se pot să se ridice, se vadă, de cel verde cu 8. Mai vizibile, verde cu o portocaliu cu o... Și negru e un negru, e o culoare foarte vizibilă, o încă să vadă. După ce marcăm în sus, vedem aia ca o distanță maximă unde vrem să pescuim, dar ce facem vântul din fața, fiind eficient să pescuim mai departe de distanță. Deci nu vom avea precizia la seu, vom face un pad de nadă foarte larg și rezultatele nu vom fi așa. Chiar dacă vom avea precizia. Acum să venim încet de tot, să recuperăm fir și din când în când o să mai ridicăm markerul să vedem topografia substratului. Mulinăm încet, să scufundăm markerul. Probabil nu v-am spus, dar plumbul are o greutate de 80 de grame, care ne ajută foarte mult să scufunde foarte repede și să rămână pe substrat. Importanța markerului e undeva la 20 de grame, suficient încât să tragă firul în coloana de apă, un fir de
95. Dacă punem unul pe comportanță mai mică, de 15 grame, 10 grame, riscăm ca el să nu aibă forța necesară, flotabilitatea necesară să tragă tirul, să țină tirul în coloană de apă. După cum observați, pe vârful lanțetei tirul s-a întins, suntem pe substrat. Începem încet să tragem plumbul pe substrat. După cum vedem, s-a blocat puțin, înseamnă că sunt mici prăgurele. După 3-4 metri aproximativ, când am făcut, se va face din nou aceeași operațiune, să vedem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. După cum vedeți, din nou markerul a apărut, acum avem 8 lungimi. 8 ori 45 de cm. Apa scade extremat, dar scade constant. Deci nu avem o denivelare fixă și nimic, ceea ce se lege după braț abrupt sau ceva de genul ăsta. O să vin încet încet cu markerul spre pârful de armă să vedem dacă adâncimea se menține relativ constant. Din nou facem aceeași operațiune, întindem firul până în momentul să-l simțim greu. Face o să denote că markerul a ajuns lângă plumb. Lanseta s-a blocat, e clar că markerul ajunge lângă plumb. Începem iară să tragem încet pe substrat. Din ce se simte e un substrat argiros cu mici prăgurele, mici denivelări. Am mai recuperat aproximativ 3 metri. O să facem din nou aceeași operație, să vedem cât are adâncimea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 și 3 sferturi, deci vedeți că markerul a apărut din nou. Deci panta substrată este foarte mică. O să trag acum foarte aproape de buza pârcului de vegetație. Să văd cât are adâncimea acolo. Dacă adâncimea e relativă aproape cât e cea din arc, o să pescesc după buza vegetație. E mult mai atractiv și o structură mult mai bună decât să pescesc cu o tinsoare. Nu aceeași operațiune, închidem firul. Acesta s-a blocat, e clar că markerul a ajuns lângă plumb. S-a prins ceva vegetație de fir, dar asta e. Încă. Din nou aceeași operațiune. După cum vedeți, markerul a apărut. Avem 7 lungimi. Dacă pe larg am avut 9, la mijlocul distanței am avut 8, aici avem 7. Deci dacă se face diferența 2 ori 45, rezultă că între poziția actuală a markerului și cea din larg avem un 90 de cm diferență, ceea ce nu e mare lucru. De asta o să prefer să pescuiesc lângă acest punct de vegetație. Chiar dacă în timpul zilei nu vom avea rezultate aici,
cu siguranță în timpul nopții peștii vor face apariția lângă aceste pâlcuri de arbă. Se întâmplă în astfel de locuri unde este soare și foarte puține structuri, să nu avem rezultate decât în anumite ore ale zilei. Chiar noaptea putem avea rezultate foarte bune pe apă mică, cu soare. O să încercăm și o să vedem.